Iau. Cât costă? Nu știu, dar asta e pentru femei, nu? Da? Suntem la raionul de chestii pentru femei. Uite, eu mă uitam până la niște cizmulițe de astea. Cât astea? Cât costă? Uite, astea sunt 85. Vrei să probezi niște de astea? Ce anume? Niște cizmoase de astea, dar ce număr sunt astea? Hai că să mă uit mai încolo, dacă nu găsesc ceva, vin la astea, wow! Ia uitați-vă ce-i pe aici! Cu cei care se uită aici la film, clipul ăsta. A, tu filmezi? Da, e 80 de lei o căciulă de asta. Da, dacă se vede atunci o filmă, spăgăsă, că nu știu cu cine vorbesc. Da, ia uite ce fesuleț drăguț. E 38 de lei fesulețul ăsta. Uite ce drăguț e. A, uite, mai sunt și acolo. Hai să mă mai uit pe aici, tati. Uite ce drăguț. Și ăsta tot așa? 60 de lei. Dar chiar așa ai zis bine, arată ca și cum te-ai înrola în armată, nu? Da. Cismuțele astea, la astea se referă. Nu te găsi muzica asta oribilă. Și tristă. Nu? Da. Și tristucă. Da, cred că. Nu, că eu vreau ceva blănos. Nu mai da, asta ce e ca să intri direct la etajul întâi? Doamne ferește, nu și că... Și mergi pe stradă direct, vorbești cu cei care sunt la etajul întâi, în clădirești, nu? Nu, că eu nu iau așa ceva. Și dacă mergi pe niște dalea ca circare, să nu... Au niște bețe de merg pe ele la știi? Nu. Bă, uite Adidas. O, 127 de lei, mamă, ce prețuri. Prefită. Ia să opresc filmarea ca să pot să caut mai bine, mai pândelete. Ție face fetița lui tati. Am venit să-mi caut încălțări și tati mă strigă. Suntem aici în magazinul, cum îi zice? Habar n-am. Magazinul... A, e Dachman aici. Magazinul habar n-am. Dachman e. Așa, și tati mă strigă, pss, pss. Uite ce am găsit aici, ia. Hai să vedem. Da, ai trecut pe lângă ei și nu ai văzut și... I-am observat pe ăștia cu ciucurii ăștia. Ia, uite, zic ce simpatic, am luat unul din ei și m-am dus cu el să-i arăt. Uite, ai trecut pe lângă ăștia și nu i-ai văzut, știi? Eram necălzit așa că n-am găsit. Hai bă, mă, să vin până aici și să... Acum vezi și tu dacă îți plac, dacă... Sunt superbi ăștia. Da? Ia, uite cum fac, au și niște chestii care lucesc. Nu prea se văd pe cameră, dar ei lucesc așa steluțele astea în lumină, știi? Da, mie, cam iese din picior asta, ce număr e? Da, trebuie să vă convine 37. Asta e 37, numărul meu. Aici cumva suntem la raionul cu încălțimite pentru copii, da. I-am luat din partea de după raftul ăsta și am venit aici că aici e scaun. Ăsta vine cam fix. Ia să încercăm să facem steluțele. Ah, sunt prins unul de altul. Steluțele astea lucesc așa în lumină. Auzi, dacă mă duc să mă uit că totuși ar merge un pic mai mare, că... Și ăștia ce număr sunt? Uite, și la aia se vede că lucesc un pic în lumină. 41. Sunt niște punctulețe luminoase pe ei. Și cu ciucurei. Încă am fuge piciorul așa, hop. Da? Unde fuge? Se duce într-o parte. Am probat pantofii aia pe care mi-a recomandat tati în magazin, dar vă spun că... Ziceam de pantofii pe care i-am încercat acolo în magazin, dar
Dei erau frumoși așa, nimic a de zis, dar piciorul nu stătea fix în ei așa. Avea tendința să scape într-o parte, pentru că talpa aia, pantoful însă și era moale și nu ține talpa fixă pe fixă. Pentru că astăzi nu am reușit să găsesc ceva care să mă simt bine. Erau prea micuți, nu, ca la podul pantofilor era prea mic, nu intra piciorul în ei și așa că n-am găsit ce și blănos și să mă simt bine. Blănos. Da, și ieftin și blănos și bă, vai de mine, pe păi am văzut pantofi la 600, cât erau, mă, 800, 400, 500 și nu, n-am ieșit de acolo, că Black Friday, dar n-am găsit nimica care să ne încânte să cumpărăm, mai căutăm mâine, mai avem o șansă să vedem.